Se apropie la tribuna centrală și voi, cei ce ați venit să ne susțineți, sunteți rugați să ne alintați cu privirile și aplauzele voastre. Посвящается эта песня. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за отчизну свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал, а солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил. Кого, кого,
Iată că în acest an, lumina sărbătorilor pascale a adus cu sine flacăra triumfului, flacăra libertății. Astăzi marcăm ziua victoriei, ziua comemorării eroilor care au căzut pe câmpurile de luptă. Ziua în care ne exprimăm toată gratitudinea pentru veteranii ce au luptat pentru existența noastră. În același timp, 9 mai marchează și Ziua Europei, zi în care drepturile omului au triumfat, iar valorile și-au pus piatra de fundament la edificarea societății noastre. Înainte ca să deconspir frumusețea surprizelor pregătite, cu un mesaj de felicitare, cu premii oferite din suflet și flori aducătoare de lumină pentru toți veteranii, vine viceprimarul de Stăuceni, domnul Sârbu Sergiu. Bună ziua și Hristos înviat! Mulți stimați și dragi veterani, mulți stimați locuitorii comunei Stăuceni, permiteți-mi din partea primăriei, din numele domnului primar Valentin Sitnic, Consiliul Local, să vă felicităm cu sărbătoarea de azi, ziua victoriei, ziua gloriei, memoriei, mândriei și doliu, care unește toți cetățenii Republicii Moldova cu țările care au luptat în coaliție pentru victorie împotriva fascismului. Astăzi, ziua de 9 mai, sărbătoarea în Stăuceni are triple semnificație. În primul rând, ziua victoriei împotriva fascismului și comemorarea eroilor care au îndeplinit ordinul cu demnitate, participând în diferite conflicte militare, Ziua Europei și ca un semn de omagiu deschiderea oficială a sezonului sportiv consacrat sărbătorii zi de azi. Îmi pare bine că toți dăm seama de importanța acestor evenimente și că dumneavoastră ați dat curs a invitației noastre. Este important marcarea acestor sărbători și prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc! Pe parcursul istoriei, poporul nostru a avut soarta, nu odată cu arma în mână, să lupte pentru independența și libertatea sa. Așa a fost și 68 ani în urmă, când a fost învins fascismul, o forță cinică și distrugătoare, de care au suferit peste 30.000 milioane bărbați, femei, copii. Eu vă rog să ținem o minută de reculegere în memoria celor care au pus pe altarul victoriei viețile lor și care au căzut în toate conflictele militare unde au participat ostașii moldoveni și care au îndeplinit datorie până la urmă. Mulțumesc! Păstrând memorie, noi nu avem dreptul să permitem crearea forțelor care susțin nazismul, puterea care a dorit nimicirea popoarelor și decide soarta oamenilor. La fel să nu uităm câte țări de la începutul războiului au susținut nazismul și apoi după ani de zile de suferiri, încercări, milioane morți și maltratați, au condamnat regimul și au început lupta împotriva lui în coaliția antifascistă. Nu cred că astăzi cineva poate contrazice că oamenii de rând, simpli oameni, au plătit puțin pentru decizii politice și confruntări ideologice, care n-au permis evitarea conflictului. Noi suntem obligați să ținem minte cum s-a început războiul și să analizăm toate lecțiile care sunt actuale și astăzi, să transmitem tinerilor generații pentru a evita așa gen de conflicte, căci memoria oamenilor este foarte scurtă, din păcate. Vreau să subliniez că astăzi este foarte important să trăim în înțelegere, conlucrare și stimă unul față de altul, în țara noastră până națională.
conform normelor europene și drepturilor omului. Numai astfel, noi și copiii noștri o să fim garantați că în conflicte militare nu o să se mai repete și noi nu vom participa în distrugerea societății și să trecem prin încercările insuportabile prin care au trecut strămoșii și veteranii noștri. Mulți stimați veterani ai comunei Stauceni, împreună ați suportat greutăți care uneori erau incompatibile cu viața, dar dumneavoastră ați trecut cu demnitate toate încercările și astăzi noi avem onoare să vă vedem alături de noi și să vă felicităm. Conflictele deja sunt în istorie, iar patriotismul și eroismul dumneavoastră de a lupta pentru independența țării și pentru dreptate niciodată nu va trece în trecut. Este important să fiți ca exemplu pentru tinerii generații, că să nu uităm cele milioane de oameni care au rămas pe câmpurile luptei, căci numai astfel noi vom avea un viitor și drama războiului nu se va repeta. Glorie veteranilor! Glorie eroilor căzuți la datorie! Vă mulțumesc! Cu sărbătoare! Pentru onorarea drapelului și audierea imnului Republicii Moldova, aliniere drepți. Un suport financiar pentru toți veteranii de al doilea război mondial. Veteranii 1000 de lei, vedovele 500 de lei, participanți conflictul de Dnistru câte 200 de lei și Afganistan 200 de lei și cei care au participat la lichidarea consecințelor de la Cernobâl câte 200 de lei. Eu vă mulțumesc, vă felicit pe toți, vă rog să vă apropiezi de cortul numărul 2, să fie doamna Evgenia Ciobotari și conform listei să primiți premiile Ivănești. Și rog asociația tinerilor să mânați florile tuturor veteranilor prezenți astăzi alături cu noi. Dacă îmi permiteți, mă trebuie să mulțumim Chirul Local, mulțumesc mult pentru Gărbi, Colegiul Național, vreau mulțumesc comandantului Academiei Militare Alexandru cel Bun, Mihail Bucli, care este foarte valor, care mai este pasionat de care de când. Vă mulțumesc cu toți prezenți și așa rapid. Mulțumim frumos!
cu adevărat, recunoștința pentru eroii ce s-au sacrificat pentru fericirea noastră trebuie să fie explorată la maxim. Cu multă căldură în voce și în suflet, invităm cu un mesaj de felicitare directorul școlii grădinițe Ilie Fulga, doamna Simirețchi Margareta. Onorată asistență, mulți stimați veterani, Hristos a înviat! Războaiele dintotdeauna au avut efecte distrugătoare, au lăsat răni adânci în sufletele, în inimile tuturor oamenilor. Pacea este mult râvnită și are un preț foarte scump. Despre etapele dinaintea războiului, războiul în sine și consecințele care își lasă amprente adânci pe chipuri, îndeoseb al mamelor, o spune destul de bine marele poet al neamului nostru, Grigore Vieru, cam în așa fel. Era lună, era floare, părul mamei cădea lung, parcă tot ploua cu soare peste trup golaș de prunc. Nu era pământul, luna, părul mamei răzvrătit, bătea negru ca furtuna peste golul scrumuit. Era mai și sărbătoare, era globul, era stea, printre ierbi și printre soare, părul mamei viscolea. Războiul este o lecție a istoriei pe care niciodată popoarele nu au puterea de a o explora și de a o prezenta îndeajuns. Astăzi este un prilej deosebit de a aduce cuvinte de felicitare, de recunoștință și respect pentru cei care și-au sacrificat viața, pentru cei care au dăruit tot ce au avut mai scump pentru mult râvnita pace. Mulți stimați veterani, văduve de război, credem că generația tânără are o datorie pe care trebuie să o urmeze, să nu lase să se așeze colbul peste memoria celor ce au căzut și peste memoria celor ce și-au dat dovadă de eroism, sacrificiu și ne-au oferit mult așteptata lumină a păcii. Sănătate, fericire, bucurii și să dea Domnul, chiar dacă cu perindarea anilor rămâneți tot mai puțin, să vă întărească Dumnezeu și să ajungem la anul să vă avem de asemenea în preajmă. Felicitări! Mulțumim frumos pentru cuvintele pline de lumină și speranță. Ziua Victoriei a dat o semnificație și un conținut special istoriei, culturii și vieții societății noastre. Cu un mesaj de felicitare și cu rază de soare în cuvinte, vine și cel care zi de zi contribuie la educarea noilor generații. Directorul Liceului Teoretic Dragoș Vodă, domnul Prodan Mihai. Stimați sătieni, Hristos a înviat! Acum 68 de ani au luat sfârșit operațiile militare ale celui de-al doilea război mondial pentru Europa. Acest război, care a implicat peste 60 de state cu o populație de peste 1 miliard de oameni. Cu părere de rău, de pe timpurile de luptă ale acestui război nu s-au întors, au rămas de veci acolo peste 60 de milioane de oameni. Astăzi, omenirea celebrează victoria în acest război. Europa, care a fost locul decisiv al acestui război, celebrează victoria aceasta în două aspecte. Europa vestică, începând cu ziua de 8 mai,
sărbătorește ziua Europei, adică ziua victoriei asupra fascismului. Europa Estică, inclusiv și Republica Moldova, sărbătorește ziua victoriei la 9 mai. Aici este, nu vreau să intru în detalii, este vorba doar de diferența de brâile ceasornice. Evident că este vorba de același eveniment. Acei care au participat la acest război și au adus, într-adevăr, un aport deosebit pentru ca viața societății umane să fie în continuare, cu părere de rău, numărul celor care au participat la acest eveniment devine din ce în ce mai mic. În Republica Moldova au rămas circa 3.000 de veterani ai războiului. Evident că timpul rezolvă și această problemă într-un fel sau altul. Astăzi eu vreau să aduc sincere felicitări, omagiez tuturor veteranilor războiului 2 mondial din Stăuceni, din Republica Moldova, din lume, să trăiți, să fiți sănătoși în continuare. Și vreau astăzi ca să mă uit cu optimism în viitor, să doresc Planetei Pământ, Republicii Moldova, Stăucenilor, pace, soare și iată, un viitor frumos pentru acești copii care poate nici nu conștientizează situația care se iese la zi. Deci vă doresc la toți sărbătoare fericită, succese în continuare și sărbătoare sportivă fructuoasă. Mulțumesc, felicitări! Mulțumim frumos pentru cuvintele pline de optimism. Astăzi florile se închină în fața eroilor. Azi păsările zboară mai aproape de pământ pentru a fi alături de noi. Astăzi vine cu un mesaj de felicitare și directorul secției studii al Colegiului Național de Viticultură și Vinificație din Stăuceni, domnul Ciorna Ion. Stimați consăteni, oaspeți, veterani, din numele meu personal, familiei, colectivului care reprezint, vă zic tuturor Hristos a înviat. În legătură cu cumulul sărbătorilor de astăzi, vă doresc pace în suflet, în casele dumneavoastră, cer senin deasupra țărișoarei noastre și nu numai, realizări frumoase, sănătate, voie bună, noroc, să aveți parte numai de lucruri bune și de bine. Să ne trăiți sărbători fericite în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Un mare ilustru zicea, într-o lume plină de frică, trebuie totuși să îndrăznim să sperăm. Într-o lume plină de disperare, trebuie totuși să îndrăznim să visăm. Într-o lume plină de neîncredere, trebuie totuși să îndrăznim să credem. Să credem în noi, să credem în Dumnezeu. Doar prin credință eroii ne-au salvat și cu multă credință în vorbele sale vine și Părintele Bisericii din Comuna Stăuceni, Părintele Gheorghe. Hristos a înviat! Aproape 70 de ani în urmă, atunci când toți așteptau momentul când va fi proclamată victoria, sărbătoarea victoria a concăzut cu ziua Sfântului Gheorghe. Semnificativ. În această săptămână de după Paști, diferența cu o zi, comparativ cu timpul acela, am sărbătorit și noi învierea Domnului, ziua Sfântului Gheorghe, iată că ne aflăm în ziua Deuinței 9 mai și ne este dat duminica care vine să pomenim pe toți acei din veac răposați părinți și frații noștri. În ziua de astăzi, când toți sunt foarte, foarte deștepți, fiecare vorbește diferit despre prima ziua victoriei. Dar pentru noi, acei care suntem creștini, această zi este o zi, în primul rând, de comemorare, de amintire a celor care și-au pus sufletul pentru aproapele său. Și știm și cunoaștem că mai mare lucru și mai mare poruncă ca aceasta să îndeplinești lucru nu este. Ne aducem aminte iarăși și iarăși de acei care au îndeplinit ordinul
și-au dat viața pentru ca astăzi să vedem noi acest soare, să vedem acele bucurii care ni le dă Dumnezeu și de Doamne ca cei care au participat la acele momente strașnice la război, să-i mai dea Dumnezeu între noi mulți ani. Să trăim, să pomenim pe toți acei căzuți pe câmpul de luptă pentru apărarea țării, să nu uităm pentru acea faptă eroică și de Doamne ca această zi și de 8 acele sărbători care sunt dedicate acelor momente importante, copiii care sunt și astăzi între noi, să le ia în seamă și pe viitor cu cinste să-și aducă aminte nu numai de veterani, dar și de noi, care nu vom fi în viață. Paște fericit, Hristos a înviat și sărbători frumoase. Să vedem, Doamne ajută! Mulțumim frumos! Eroii ce au căzut pe câmpurile de luptă sunt ca paginile necitite în Biblioteca Pământului. Azi trebuie să-i comemorăm, dar în același timp, azi trebuie să-i slăvim pe cei care ne sunt alături. Cu un mesaj de felicitare vine Albu Victoria, directorul Asociației Tinerilor Stăuceni. Și a respectului față de demnitatea umană. Prilejul acestei zile, noi din Stăuceni, dorim să mulțumim celor care au luptat pentru, în al doilea război mondial, pentru a asigura nouă și urmașilor noștri un viitor liber, independent și pașnic, lipsit de războaie și de violență față de oameni. Vă dorim multă sănătate, viață lungă, prosperitate și multă liniște sufletească. La mulți ani, la mai mulți și la mai mari. Mulțumim frumos pentru atmosfera caldă pe care ați creat-o prin intermediul cuvintelor venite cu ardoare din sufletul fiecărui dintre voi. Grigori Vieru zicea, patria este un copil. Dacă uiți de ea, poate să plece de acasă. Strămoșii și veteranii noștri nu au uitat de ea. I-au adus laude, i-au dăruit vieți, i-au adus cel mai important, eliberare. Cu un elogiu plin de poezie aduse zile de astăzi, vine și cingașa elevă a Școlii Grădinițe Ilie Fulga, din clasa a doua a Daniela Lașco. Profundă a fost și esența poeziei tale. Pentru că o patrie fără eroi e ca o casă fără uși, eu zic să aplaudăm încă o dată eroii care sunt în fața dumneavoastră pentru că merită, au dat dovadă de curaj, de forță și de putere. Și deoarece sportul reprezintă una din virtuțile necesare oricărui om în viață, astăzi și tinerii noii generații vor da dovadă de eroism. Și slavă cerului, nu pe câmpul de luptă, ci chiar sub privirile dumneavoastră, marcând deschiderea sezonului sportiv 2013. Iar acum rog puțină atenție pentru toți doritorii de a participa la competițiile sportive. Astfel se vor realiza competiții sportive la trântă, cu începere de la ora 12. Voleiul se va desfășura la Colegiul Național de Viticultură și Vinificație la ora 10. Basketul se desfășoară la orele 11 la terenul de lângă căminul Comunei Stăuceni.
Nelipsit din lista sportivă va fi și șahul, unde veteranii și tinerii vor putea juca la orele 11:30 la Colegiul Național de Viticultură și Vinificație, cabinetul 106. Astăzi vom vedea necondiționat și performanțele sportivilor la atletică ușoară. Băieți și fete, fiți pe poziții la orele 10:30. Cei bonici și cu mare curaj sunt invitați la proba de ridicare a greutății la orele 12. Iar pasionații de tenis de masă, băieții și fetele, își vor putea demonstra calitățile la liceul teoretic Dragoș Vodă la orele 11. Și ca un împărat în lumea sporturilor vine și fotbalul pentru copii, cu începere de la ora 10:30 și după care urmează tinerii. Și numai decât trebuie să vedeți și fotbalul veteranilor, în care bătălia pensionată se va desfășura între echipele Căsca Stăuceni și Poliproiect Chișinău. Iar după o listă atât de bogată în competiții sportive, e timpul ca cei care cunosc gustul durerii, dar și al învingerii, și cei care ați venit aici să-i susțineți, să vă apropiați de mica bucătărie în câmp și vă rugăm, mulți stimați veterani, mulți stimați invitați și oaspeți prezenți, să vă apropiați la masa amintirilor anilor 1940. Desigur, sub fonul unei muzici de fanfară, pentru că astăzi este sărbătoare și o masă sănătoasă nu poate să fie fără veselie și muzică bună. Muzicii, dansului și veseliei. Prin urmare, țin să anunț că numerele artistice care vor evolua în fața dumneavoastră vin să transmită puterea strămoșilor, lumina primăverii și satisfacția învingerii. Devenit deja ca o tradiție în comuna Stăuceni și fiind cei care se dedică cu tot sufletul publicului pentru care cântă, invităm inconfundabilul, minunatul și mult așteptatul ansamblu vocal Seleanca! Aplaudați ansamblul vocal Seleanca! Добрый день, дорогие друзья! Дорогие участники Великой Отечественной! Дорогие наши вдовы! Ансамбль Селянка поздравляет вас с замечательным днем, днем Великой Победы. Хвалить могли бы непрестанно, но разве залечатся прошлого раны? Хотят не хвалебных речей ветераны, а чтобы память была постоянной. Поклонимся великим тем годам, исполняет песню ансамбль «Селянка» руководитель Елена Малюхович, концертмейстер Анатолий Гник. Yeah.
года в год, из боя снова в бой. Вставали вновь салюты над Москвой, и, завершив победную войну, народом всем вернули мы весну. Окончен тот великий смертный бой. Синеет мирно небо над тобой, над славной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. День Победы!
care mai au pregătită o surpriză pentru noi. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего Я дня? Я бы хочу сказать, чтобы все люди были здоровы, чтобы все были дружные, немножко любили друг друга, уважали, и чтобы было ясное небо и светлый день, и чтобы не было такого, чтобы не видели, что мы видели. Вот это я хочу, чтобы такую, не знаю, у меня до сих пор еще слезы на глазах. Хоть я не на фронте была, но я в тылу на заводе работала, на военном. Я знаю, что такое война была. Вот это я знаю. Очень тяжело. Я хочу, чтобы все были дружные, не обижали друг друга. И чтобы, а то ведь такое, сейчас боишься на улицу выйти. Такая молодежь, они не знают, как вы жили, как их прадедушки, прабабушки. Я уже 5 раз прабабушка. У меня 2 детей, 2 внуки и 5 внучат, правнуков. И самому старшему 20-й год я всегда говорю Василию, будь умницей, чтобы тобой только люди завидовали, чтобы честный ты был, добросовестный, уважал друг друга. Спасибо. Mulțumim! Stimați veterani a tuturor războaielor, vreau să vă felicit cu sărbătoarea de astăzi, cu victoria și vreau să vă urez multă sănătate celor care se învăluează, celor care au plecat în lumea celor drepti. Să trăim să-i cuvenim, s-au jertfit viața pentru pace, pentru asta trebuie să-i memorăm și nu are importanță de care parte au optat. Ei și-au îndeplinit ordinele și au dat viața pentru ziua de pace, pentru ziua de astăzi. Dumnezeu să-i odihnească cu sărbătoarea! Felicitări, Aurel, și vreau să aud aplauzele dumneavoastră pentru învingător. Nu se aud, mai tare vă rog. Și mai tare, știu că puteți. Se decernează premiantei locului întâi la tenis de masă, Ticusar Mihaela. Felicitări, la tenis de masă, Mihaela a luat locul întâi. Bravo, Mihaela! Susținătorii să vă aud cu aplauze! Mulțumim! Se decernează premiantei locului 2 la tenis de masă, Martea Alina. Felicitări, Alina! Unde ești, Alina? Vine, ridică premiul! Realizări frumoase în continuare! Nu se aud aplauzele dumneavoastră? Și băieții pentru atletică ușoară sunt invitați să se apropie la... Nu știu ce ne-a dorit, cine se ne-a dorit, orășelul nostru mic. Chitara, da, ola e, ola, fără cântecul e viu, ola e, ola, tot orașul e pustiu. Să fie viața tuturor, pentru că prin muzică vom trece în viață, prin pace și vom uita de grijile pe care aceasta ne le impune. Ia
atacă în continuare Tatiana Țigăr la acea linte cu frumusețea vocii sale, cu frumusețea pieselor pe care le interpretează doar pentru dumneavoastră. Aplauze încă o dată pentru Tatiana Țigăr la... Acum pentru locul 3 la atletică ușoară se decernează lui Guțu Sergiu. Sergiu, felicitări, vii și îți ridici premiul și diploma pe care o meriți cu desăvârșire. Bravo, ești învingător astăzi. Aplauze pentru ei, pentru că sunt eroii noii generații. Nu se aud aplauze. Astăzi cam sunteți sărăci în aplauze. Vreau să le aud încă o dată, pentru că cei care vor să-și demonstreze calitățile în arta sportului vor participa la o altă probă de atletică ușoară.